Noul comandant al Poliției Media și Ion Cimpoeru și-a fixat obiectivele pentru următorul an. Vrea să reducă faptele cu violență din unitățile de învățământ, dar și să facă ordine în piețele agroalimentare. Iată declarația. Să fim permanent în acțiune, toate activitățile desfășurate să fie direcționate în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, astfel încât cetățeanul medieșan să se simtă în siguranță, pe stradă, la serviciu, dar și acasă.